Ion are 14 ani și este pasionat de roboți. La doar 12 ani a început să programeze fiind inspirat de fratele său. În această vară a decis să se apuce serios de studii în acest domeniu și a venit la școala IT. Eu știind un pic programare, am spus că de ce nu? Întărim cunoștință și aș învăța multe lucruri noi, dar ne-am făcut prieteni noi și foarte bine. Daniela a absolvit câteva săptămâni în urmă liceul și vrea să facă o facultate în domeniul tehnologiilor informaționale. Dar până va deveni studentă cu acte în regulă, merge la cursuri. Mie îmi plac în genere tehnologiile informaționale și consider că fiecare field, fiecare parte merită să fie studiată. Totul tinde spre automatizare, să avem case care vor fi inteligente și vor întâi ceea ce dorim noi. De aceea eu consider că acesta este viitorul. Aceste cursuri zi cu zi au un rol foarte important. Este vorba despre embedded, adică despre sisteme corporate cu microcontroler care se folosesc mai că în toate dispozitivele care interacționăm în toată ziua. Pe acela în frigider, o mașină de spălat. Școala IT se desfășoară în perioada 2-13 iulie și este la cea de-a 5-a ediție. Participanții vor realiza proiecte personale, vor învăța să controleze un robot și vor beneficia de un curs simplificat pentru începători, implicând cunoștințe elementare de programare. Poate și le arătăm cât de simplu să fac lucrurile astea. De exemplu, azi ne învățăm să dăm suni, de exemplu, cum era robotul ăsta R2D2, spune, nu răspunde. Da? Îi dăm o acțiune, el nu ne răspunde cu o acțiune. Există o cerere mare de ingineri și, practic, companiile care vor să dezvolte în domeniul embedded nu găsesc resursele umane. Participarea la acest eveniment este gratuită, iar studenților de la ultimul an care vor o carieră în acest domeniu, o companie privată le oferă internship cu perspectivă de angajare. Această școală de vară ne va permite să creștem interesul studenților, dar și persoanelor entuziaștilor față de programarea sistemelor embedded și ceea ce va permite să dezvolte careva produse fizice. Școala de vară este organizată cu suportul proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.